Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Fețe Fețe aici la Știi TV. În această perioadă a pornit forfota, să nu-i spun nebunia, ne pregătim de sărbătorile pascale. Unii ar spune că e o tradiție să dăm iama prin piețe, eu aș spune că e de-a dreptul ancestral. Târgurile în această perioadă sunt pline, găsim de toate și bune și rele, masa trebuie să fie îmbelșugată, indiferent că pică sărbătorile pascale o dată sau așa cum se întâmplă în acest an, la diferență de o săptămână între catolici și ortodoxi, nu mai contează, toți trebuie să ne pregătim, așa se întâmplă și acum. Cei care trebuie să vegheze însă ca noi să nu ne îmbolnăvim sunt medicii veterinari. Spun că trebuie să vegheze în partea aceea a produselor care sunt la tarabe și ne avertizează de multe ori, aveți grijă că ceea ce pe marginea drumului nu e chiar ok pentru a fi consumat cu această ocazie, chiar dacă sunt produse mai ieftine. Acesta e subiectul de bază al emisiunii de astăzi, pericolele sanitar-veterinare în așteptarea și în perioada sărbătorilor pascale, dar de aici încolo mai sunt și multe alte subiecte pe care voi încerca să le deslușesc în această după-amiază cu invitatul meu, șeful biroului antifraudă din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și Siguranța Alimentelor Mureș, domnul dr. Cristian Țucă. Bună seara, bună ziua, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație! Am făcut o introducere lungă. Și e doar un singur subiect, domnule Țucă. Și complex. Înainte de a intra însă în acest subiect, vreau să vă întreb de când la DSVSA birou antifraudă și ce înseamnă antifraudă la DSVSA? Numirea mea în funcție de conducere în cadrul biroului antifraudă s-a făcut pe data de 15 ianuarie. La sfârșitul anului trecut, într-adevăr, printr-o reorganizare agenției a Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, a fost înființat și acest compartiment în cadrul autorității și în cadrul fiecărei direcții. Cu ce s-a înființat acest birou? Probabil că sună pompos și într-adevăr multă lume mi-a spus, domnule, antifraudă sună numai pompos, dar când au văzut colegii că șef birou antifraudă au zis, da, e de la ANAF până să vadă că e DSVSA. Adică acum toată lumea știe antifrauda de la ANAF. Da, nu e cazul să se facă asemenea confuzii sau și comparații. Într-adevăr s-a înființat acest compartiment în cadrul autorității și ca și birou în cadrul direcției de la nivel județean cu niște atribuții ușor sporite. Care ar fi diferențele între un serviciu de inspecții care era înainte și acest birou antifraudă, să zic suplimentar birou de antifraudă, efectuează controle inclusiv asupra activității celor care sunt în subordinea Direcției Sanitar-Veterinare și asupra celor care au și tangență cu activitățile sanitar-veterinare. Concret dați-mi câteva exemple să înțeleagă telespectatorii. Un exemplu concret ar fi, să zic așa, de un pic mai special, am avut o sesizare din partea Direcției Naționale Anticorupție, Serviciu Teritorial Târgu Mureș, asupra unei suspiciuni de introducere pe piață de soia modificată genetic. Un celebru caz care a fost destul de mediatizat și în care au fost implicați și alți colegi din cadrul altor instituții. Bineînțeles că s-a ajuns și la Direcția Sanitar-Veterinară. Noi am făcut demersurile corecte, zic eu, și necesare pentru clarificarea lucrurilor în situația în speța respectivă. Asta ar fi un exemplu. Acum două săptămâni, împreună cu colegi din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciu Teritorial Timiș, am participat la o acțiune mai complexă în județul Hunedoara, în cadrul unor verificări specifice pe domeniul nostru de activitate și altele. Deci, să zic că activitatea e un picuț mai complexă, dar ce aș fi vrut eu să se rețină este acest surplus de competență, de verificare, inclusiv a activității structurilor instituției în raport cu celelalte atribuții pe care le-au fiecare pe domeniul lor de activitate. Am înțeles. Haideți să intrăm în subiectul pe care l-am anunțat la început, respectiv pericolele din această perioadă în piețe și nu numai în piețe. Și pentru a rămâne în zona piețelor, vă întreb, cum stă județul Mureș la capitolul comercializare miei? Asta e cea mai importantă temă în acest moment. Oamenii sunt în căutarea mielului. Duminică sunt Paștele pentru catolici, duminica cealaltă pentru ortodoxi. Avem piețe autorizate în
acest domeniu, în condițiile în care știam la sfârșitul anului trecut că avem un singur târg autorizat în județul Mureș. Corect. Subiectul e un picuț mai complex și o să încerc să-l detaliez, pentru că și dumneavoastră la începutul emisiunii l-ați făcut destul de complex. Ce pot să vă spun? În perioada sărbătorilor pascale, ca și tradiție la nivelul României, este prioritar mielul, dar pe lângă acest aliment și restul alimentelor fac tot obiectul verificărilor din partea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru siguranța alimentelor Mureș, iar tematicile care au fost dispuse, inclusiv de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, precum și de Instituția Prefectului Mureș, sunt complexe. Vizează nu numai funcționarea, nu numai comercializarea pe carne de miel. Intră în întreaga paletă de alimente în verificare în această perioadă, ouăle, laptele, produsele non-animale, făină, tot ceea ce înseamnă, să zic, subprodusele care vor face masa românului de Paște cât mai bogată și cât mai diversificată. Pot să vă spun că în acest moment se derulează niște activități de verificare împreună cu alte instituții, inclusiv cu Inspectoratul Județean de Poliție, cu Comisariatul Județean de Protecție a Consumatorilor, cu Direcția de Sănătate Publică și cu alți specialiști. Controlele sunt mixte și se verifică tocmai aceste lucruri, respectarea procedurilor de autorizare, respectarea condițiilor de producere, comercializare, distribuție, depozitare a acestor produse. Încercăm să abordăm și să acoperim o paletă cât mai largă ca și suprafață de activitate a producătorilor, comercianților, distribuitorilor. Și până acum pot să vă spun că activitatea este destul de, să zic, de rotnică. Din punctul meu de vedere personal, pot să vă spun că și o experiență de 20 de ani de activitate, dacă acum vreo 15-16 ani încă ne confruntam cu aspecte de sacrificare de miei pe străzile lăturalnice piețelor. Fugeam cu miliți, cu poliția și cu jandarmeria după cetățenii care săracii încercau să-și facă rost de mielul de Paști. Nu mai avem asemenea situații. Și de ce? Pentru că s-a intervenit și cu legislația altfel, s-au fost reglementate aceste lucruri. Sacrificările se fac în unitățile autorizate. La nivelul județului Mureș am solicitat din partea tuturor unităților administrative teritoriale să se gândească și să ne propună unde și-ar dori să amenajeze spații în care să se poată sacrifica mielul de Paști în mod tradițional, și este permis acest lucru. Avem câteva solicitări, am dat curs lor, am verificat spațiile respective. Eu zic că suntem pregătiți, au apărut supermarketurile, au apărut magazinele de prezentare ale diferitelor societăți comerciale care sunt autorizate pentru sacrificare de miei. Cumva această activitate este ținută sub control din punct de vedere asigurării salubrității acestor produse care urmează să fie comercializate în această perioadă. Deci nu trebuie neapărat să fie în târguri sau piețe. Nu mă întrebați de prețuri, că nu le știu. Nu, vă întreb dacă sunt organizate în târguri sau în zona târgurilor și nu, în zona târgurilor sau... nu sunt autorizate. Pot să vă spun că în județul Mureș, până la acest moment, sunt autorizate un punct de sacrificare temporară a mieilor. De ce? După Paște se vor interzice. În piața Cuza Vodă, în piața din Sighișoara, în piața din Târnăveni. A mai fost o solicitare care a venit zilele acestea din partea primăriei din Acățari. Și va trebui să vedem și acel punct dacă corespunde și întrunește normele minime de igienă și de asigurare a salubrității produselor din carne care vor rezulta ulterior sacrificării. Deci activitatea, eu zic că din acest punct de vedere, este destul de bine controlată și coordonată. Sper să nu avem încălcări ale legii, oricum vom vedea. De asta vă spuneam. Singura temere este să nu se respecte de către anumiți cetățeni care vor dori în mod fraudulos să sacrifice mie și să comercializeze în mod fraudulos. De asta spun, lucrurile, controlele se vor derula împreună cu alte instituții, inclusiv cu Unitatea de Jandarmi, cu Inspectoratul Județean de Poliție. Domnule doctor, în legătură cu sacrificarea mierilor e destul de clară problema. Da. Întrebarea suplimentară la acest capitol ar fi cum își pot da seama cei care ne privesc că cumpără carne de miel dacă
animalul este deja sacrificat. Dacă absolut. E viu, știi că tragi de ureche, dacă nu, latră e miel. Corect. Dar când e sacrificat... Bun. Discutam subiectul ăsta și cu alți colegi și să știți că în județul Mureș, și vă repet, am un picuț de vechime în activitatea de control, n-am avut cazuri de fraudare și probabil că și mureșanul e un picuț un ardelean mai așezat care nu-și bate joc chiar de lucrurile astea. Cert este că aceste puncte de temporare de sacrificare autorizate de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș sunt, în aceste puncte se asigură permanență a unui medic veterinar care va face expertiza cărnii după sacrificare. Tot ce înseamnă carne după sacrificare în condiții autorizate este ștampilată de către medicul veterinar. Deci va trebui să urmărim acea ștampilă. Și carnea care provine din unitățile autorizate în mod normal, abatoarele care sunt autorizate pe raza județului Mureș și în aceste puncte de sacrificare temporară. Ștampila este elementul care face diferența între carnea obținută fraudulos și cea care este și avizată și supravegheată sanitar-veterinar, adică ei se asigură salubritatea. Bineînțeles, nu putem și nu avem cum să intervenim în ceea ce înseamnă sacrificarea mieilor în gospodăriile populației pentru consumul familial. Acolo nu, nici nu avem competența și nici nu dorim să ne implicăm, este doar pentru consumul familial. Mă refer la carnea care urmează să fie comercializată către populație. Pentru partea de comercializare, sunt multe, sunt puține. Mi-ați enumerat 4 centre temporare de sacrificare a mieilor pentru un județ întreg. Sunt suficiente și vă spun de ce. Carnea se comercializează, un aspect care a apărut în ultimii ani și pe care nu trebuie să lăsăm la parte, sunt supermarketurile. Toate supermarketurile sunt cu supraveghere sanitar-veterinară, unde cantitățile de carne de miel vor veni din unități de sacrificare, fie de pe raza județului, fie din alte județe, însoțite de documente sanitar-veterinare, însoțite de mărcile de care asigură salubritatea produselor, celelalte magazine care pot să comercializeze. Unitățile care sunt autorizate în mod tradițional sau curent pe parcursul unui an au deja magazinele lor de prezentare. Cetățenii știu că se pot adresa către magazine de prezentare care sunt direct ale firmelor respective. Astea sunt pentru cine dorește să-și cumpere un miel în viu și vrea să se ducă să și-l sacrifice pentru familie, pentru consumul. Ok, spuneam că în legătură cu sacrificarea mieilor mi-e destul de clar de ce acum. Dar spuneți-mi de ce controlele acestea cu echipe mixte doar acum, pe celelalte produse, pentru că ați spus că acum verificați și restul... Nu numai acum, dar în această perioadă, că spuneați la început emisiunii, doar de carnea de miel. Deci este o paletă mult mai largă de controle care se trebuie un ordin de la prefect și de la conducerea ANSVSA ca să se desfășoare asemenea controle? Nu vă spun că în fiecare an avem asemenea ordine și asemenea note de serviciu primite. Dar deci în fiecare an, odată pe lună sau... Nu, cu ocazia sărbătorilor pascale și a sărbătorilor de Crăciun, pentru de ce că... sunt speciale asta, întrebam? Pentru de că și crește consumul de alimente în această perioadă, inevitabil, în mod tradițional, pentru poporul român. Și în restul lunilor sunt alte 10 luni în acelea. Mergem pe buna credință a vânzătorului sau avem și atunci controle? Acum sunt intensificate aceste controle. Deci avem tematici zilnic, suntem în tot ce înseamnă activitate de comercializare, de producere, de depozitare. Tocmai pentru că crește în această perioadă consumul de alimente din partea poporului român. Nu avem ce face, asta e tradiția la noi. Și în ciuda faptului că aveți controle zilnic și verificări zilnic, nu am primit o informare de la sfârșitul anului încoace cum că s-ar fi făcut pași în autorizarea târgurilor în cu județul târgurile, Mureș. Să știți, cu târgurile astea... Aveam unul singur autorizat la un moment dat. Și a rămas în continuare același târg. Am făcut demersuri, cel puțin colegii mei care sunt responsabili de partea asta de asigurarea sănătății animalelor și de transport, comerț a animalelor, au făcut demersuri, să știți că destul de numeroase, chiar întrebam astăzi colegii, cum stăm cu discuțiile cu... Toate aceste târguri aparțin de administrațiile publice locale, nu sunt private. Am făcut demersuri s-au făcut demersuri și prin intermediul instituției prefectului și direct cu primarii, cu reprezentanții consiliilor locale pentru autorizarea acestor spații de comercializare a animalelor în viu. Într-adevăr, condițiile care le impunem, de fapt, care le impune legislația românească adaptată legislației europene, sunt destul de
de severe și greu de întrunit. Adică înseamnă niște investiții destul de mari din partea unei administrații la publice. La noi e greu, dar la europeni nu a fost greu. Târgurile lor sunt cu totul și cu totul altfel. Dacă m-ar chema pe mine să le autorizez acolo, probabil că ar fi o altă discuție. Nu știu. Deocamdată noi totul e scump, n-avem decât să respecte. Aici e problema și a unităților administrativ-teritoriale. Lipsa fondurilor. Iar să încercăm să facem o formulă de compromis în această perioadă încât să permitem să autorizăm sau să permitem funcționarea unor aglomerări de animale neautorizate, am decis că nu vom autoriza asemenea spații care nu întrunesc toate condițiile, mai cu precădere că nu va fi un an ușor din punctul meu de vedere privind evoluția unor boli care ne cam pasc, o să vorbim imediat și despre acele boli, dar vreau în continuare să clarificați problema aceasta a târgurilor. Da. Nu sunt autorizate, nu, și nici funcționează, eu nu sunt, riscul pentru consumator nu. Există. Vedeți că sunt două aspecte aici. Din punct de vedere al răspunderii pentru funcționarea unei asemenea aglomerări de animale, în momentul în care a autorizat-o, răspunderea este a Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Aici este singura problemă. Deci, practic, v-a spălat pe mâini. Nu ne-a spălat pe mâini. Am solicitat în permanență să respecte condițiile de autorizare pentru ca să le putem autoriza. Pentru că în acel moment și noi și administrația publică locală putem să luăm toate măsurile în cazul în care apare o epidemie. Deci asta este singura problemă. V-am spus, problemele cu care ne-am confruntat au fost nu refuzul, că nu pot să acuz că cineva nu și-ar dori să-și autorize. Lipsa fondului. Dar poate fi obligat să închidă. Dacă nu aduce la... Problema e că nu avem ce închide dacă nu sunt autorizate. Să solicităm celorlalte instituții abilitate ca în momentul în care se constituie o aglomerare de animale neautorizată, intervenim și noi, intervine poliția, intervine jandarmeria, intervine prefectura. Dar nu intervine nimeni. Asta e problema, că nu intervine nimeni și spuneați și la un moment dat, vorbind despre târguri, că sunt organizate de administrațiile locale. Absolut. Deci responsabilitatea este acolo. Absolut. Ideea și discuțiile pe care credeam, au fost niște discuții și sunt în continuare discuții și dialogul este deschis pentru găsirea soluțiilor în ceea ce privește respectarea condițiilor de autorizare. Problemele sunt cu găsirea fondurilor și atunci se face o jumătate de nu știu ce, mai suntem informați că s-a făcut o jumătate, nu vă dăm autorizație, nici nu vă lăsăm să funcționați. Mă întreb dacă o intervenție cu jandarmeria și poliția și Direcția Sanitar Veterinară nu ar forța autoritățile să vină cu banii. Forțarea, de unde se scoată? Decât să facă de buget. Să prevadă în buget în locul parcurilor. Sunt câteva primării care au deja încercat să-și facă proiecte europene. Ce înseamnă amenajarea aceasta unui târg de animale care să fie... care să întâlnească condițiile exact. Pentru autorizare. Este o normă sanitar-veterinară, n-are rost să intru acum în detaliile tehnice ale normei. Dar ce nu pot să facă ei? Ce ar presupune asta? Grosomodo vreau. Ce nu pot să facă administrații locale? Au bugete... Bugete mici. Păi o împrejmuire, o pavare, o betonare, o construcție de spațiu pentru izolarea animalelor bolnave care sunt depistate, adăpătorile pe perioada cât animalele stau acolo, rampele de gunoi pentru animalele care stau în târg, separarea pe specii în cadrul aglomerării respective, cu departajări, pe categorii de vârstă. Și astea sunt costuri chiar atât de mari, domnule doctor? Se pare că sunt costuri chiar atât de mari. Discutam cu un primar din județ care a făcut un proiect pentru accesare de fonduri europene și undeva la 80.000 de euro n-a putut să-și ducă proiectul la bun sfârșit. Nu i-au ajuns banii. Da, unii investesc mult mai mult în... diverse terenuri de sport, spații da, de joacă, deci s-a chinuit, s-a reușit să-și acceseze vreo 60 și ceva de mii de euro, mai trebuiau până la vreo 80.000 de euro, n-a mai avut bani, s-a încurcat cu, nu i-au mai acceptat mai departe cei de la 7 centru. Și în deci, condițiile acestea, imediat crește temperatura și o să absolut. Venim cu alte întrebări, gen ce se întâmplă cu boala limbii albastre, ce se întâmplă cu gripa aviară la Constanța, deja a fost confirmat primul așa caz, e. Dacă e să luăm ceea ce spunea presa centrală. Da.
Actualul prefect, la un moment dat, șeful dumneavoastră spunea că până în primăvară putem sta liniștiți, dar vectorii se vor trezi la temperatură și așa boala este. Limbii albastre poate să revină. Așa este. Aveți perfectă dreptate. Una dintre marile temeri ale mele în acest moment este această epidemie care afectează ca și specii țintă bovinele și ovinele. Și acum, dacă tot am deschis subiectul ăsta, ce aș vrea, pentru că ne privesc telespectatorii și cei care ne urmăresc, să pot să-i lămuresc de ce este atât de gravă această boală. Nu este gravă prin incidența mortalității pe care o produce, ci prin măsurile de restricție care sunt luate la nivel european și pe care va trebui să le implementeze și România și care duc la pagube economice enorme pentru producători. Ce înseamnă lucrurile astea? Un animal care se îmbolnăvește de această boală, Blue Tongue, boala limbii albastre, poate fi tratat, numai că pe perioada tratamentului scade producție, duce la spolierea animalului, iar toate măsurile de restricție privind restricție ce înseamnă împiedicarea răspândirii acestei boli și la alte animale sănătoase, sunt destul de, să zic, severe. În sensul că nu mai poate să comercializeze animalul dacă vrea să și-l vândă și are pregătit că are un anumit lot matcă care vrea să-l vândă. Deci în momentul ăla se blochează tot. Zâmbesc că ajungem la ceea ce s-a întâmplat în toamnă. Animale... Închidem târgurile care nu există. Din cauza bolii. Acolo s-au fost luate niște decizii discutabile, după părerea mea discutabile din foarte multe puncte de vedere și n-aș vrea să insist pe ceea ce s-a luat ca decizie în județul Mureș. Numai că la nivel național s-a stabilit data de 5 octombrie ca dată limită în care nu mai funcționează, nu mai circulă țânțarii de către un comitet științific. E discutabil, nu vreau să fac alte comentarii. Bine, pe tema asta. Apoi s-a stabilit că e data de 16 și... decembrie. Acum vreau să le știți și mai bine pentru că ați încercat și să comunicați cu autoritatea din perioada respectivă și nu știu, ați primit un răspuns? Au fost răspunsuri, dar ambigue și confuze. Același lucru s-a resimțit și la nivelul activității noastre. Sper că în acest moment și merg cu sentimentul și cu presentimentul a unei bune credințe din partea celor care sunt acum în funcție la București și coordonează activitatea sanitar-veterinară, pentru că această boală, la fel ca și gripa aviară, nu sunt niște boli cu care îți permiți să te joci și să dai termene și să 5 octombrie, 16 decembrie, facem, nu facem, închidem, nu închidem. Cert este că lichidarea acestei boli de pe teritoriul unui stat membru a Uniunii Europene este considerată la 2 ani după dispariția ultimului caz de boală confirmată. Deci de acum înainte probabil că ne vom auzi și vom avea un leitmotiv pe teritoriul României, probabil, să nu vorbesc cu păcat, cel puțin 10 ani de acum. Deci dacă noi am avut în județul Mureș în octombrie anul trecut ultimul caz oficial, înseamnă că din octombrie 2 ani încă suntem sub incidența acestei boli? Nu vreau să comentez, repet, au fost niște... Păi nu, au fost cazurile oficiale, comunicate... Da, numai că boala nu putem să o considerăm stinsă pentru că acum va reapărea. Ei, în acest moment au apărut într-adevăr și niște măsuri suplimentare prin care se vor stabili niște animale țintă care vor fi supravegheate de acum înainte. Și să știți că nu e o discuție destul de complexă pentru că nu e ușor să stabilești 60 de animale pe o rază de 50 de kilometri de care nu se va atinge nimeni, pe care s-ar putea să le... Când ne gândeam unde să stabilim aceste animale santinelă, pentru că dacă le stabilezi la un proprietar în curte, omul respectiv probabil va dori să-și vândă animalul, va dori să obțină un produs de la el și atunci să găsim ferme de animale în care să știm că am identificat animalele țintă care de alea nu se va mai atinge nimeni, pentru că alea vor trebui să reziste încă 2 ani după ce s-a diagnosticat în zona respectivă, ultimul caz, ca să putem să scoatem zona respectivă din restricții. Restricțiile însemnând că animalele rămân pe loc. Nu se mișcă, nu intră și nu iese nimic de pe zona respectivă. Nu pot să trec mai departe și să vă întreb. Dar astea sunt deja niște date și aspecte tehnice. Înseamnă că restricțiile în județul Mureș practic n-au fost ridicate. Restricțiile în județul Mureș
În momentul în care... Oficial pe comunicate au fost ridicate, dar din ceea ce spuneți pare că nu. În momentul în care... Păi, în momentul ăsta se pot face încă schimburile de animale și cu acceptul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, dar în momentul în care vom diagnostica probabil primul caz, imediat se vor introduce. Cât de mare este pericolul cu gripa aviară să se extindă după acel caz din Constanța? Acum că au revenit, unii dau vina pe păsările călătoare. Păi la pelican a fost, chiar am discutat cu colegii de la Constanța pentru cultură generală. E reală boala aceasta? Pentru că s-a spus foarte mult că s-a dat doar cu apă și s-a omorât aiurea la un moment dat când au mai fost focare. Bun. Eu zic că chiar un telespectator a sunat și a spus nu am avut așa ceva. Partea de Blutong, zic că am încercat să le prezint telespectatorilor măcar ca o idee vagă de ce înseamnă pericolul acestei boli, care va, inevitabil, va apărea din nou pe teritoriul României. Și ca un istoric, de ce aș vrea să intru un picuț ca într-un istoric. Boala este produsă de un țânțar specific care transmite un anumit virus pentru bovine cu receptivitate la bovine și la ovină. A fost diagnosticată în nordul Africii. S-a considerat că Marea Mediterană este o barieră naturală peste care nu se va putea trece niciodată și în momentul ăla rămâne doar ca și boală exotică la nivelul nordului Africii. Ulterior, probabil și datorită unor greșeli de supraveghere a comerțului cu animale, pentru că nu pot să-mi imaginez că un țânțar zboară și depășește sau vânturile sau ce-o fi care să poată să-mi aducă țânțarul până în sudul Europei. S-a diagnosticat în sudul Europei, s-a ajuns până în nordul Bulgariei și s-a considerat că Dunărea nu va fi un element natural care va putea fi depășit de către țânțarii respectivi. A fost diagnosticat în Suedia deja. În momentul ăsta nu pot zice că România va fi unul dintre statele care vor scăpa de tăvălugul acestei boli. În Franța, în Germania, în Spania, măsurile sunt draconice luate împotriva acestei boli. Probabil că și pe teritoriul României se va ajunge la fel. Noi avem doar de anul trecut diagnosticată. Deci suntem de-abia la început și evoluția acestei boli pe teritoriul României va urma. Acum revin la subiectul gripei aviară. În 2007, când a evoluat gripa aviară, întâmplarea face că, din punct de vedere tehnic, coordonam întreaga activitate de supraveghere a gripei aviare și pot să vă spun că ceea ce am văzut eu și confirmat a fost gripa aviară, cum spune cartea, ce înseamnă simptomatologie, ce înseamnă diagnostic serologic. Surprinzător și pentru noi a fost, cu toate că noi știam din punct de vedere teoretic că este o epidemie și cu o difuzibilitate foarte mare, nu. Avea o evoluție sporadică. Deci a fost acel virus specific și, să zic, mult mediatizat, se localiza doar la și mortalitatea se producea doar la nivelul exploatației în care apărea. Nu era o difuzibilitate nici la vecini, nici măsurile și acum și Organizația Mondială a Sănătății, nu pot să condamn principiul care a stat la baza combaterii acelei boli. Nu discut specificul românesc, dar metodele de prevenție și măsurile de prevenție, pentru că la nivelul de difuzibilitate care era din punct de vedere teoretic cunoscut, putea să ducă într-adevăr la transferul la om, fiind o zoonoză, se putea transmite la om, iar în cazul apariției la om, ca și oricare altă gripă, fără niciun element de prevenire anterior, putea să ducă la transmiterea la om și la o pandemie la nivel uman. Astea au fost, directivele transmise de Organizația Mondială a Sănătății și mi s-a părut normal ca așa să fie. Ulterior, ce s-a întâmplat la nivelul României cu riscul spray-uri, pentru acest an mă interesează? Deocamdată e bine să ne pregătim. Am și transmis o circulară către unitățile administrative teritoriale de la nivelul județului Mureș să-și pregătească... Cine a transmis-o? Tot Direcția Sanitară Veterinară. Astăzi, chiar astăzi s-a transmis. Să-și nu intră în atribuția instituției prefectului? Stați că vă spun ce s-a transmis. S-a transmis o informare și o solicitare să-și asigure stocurile de dezinfectante care probabil vor fi nevoiți să le folosească în momentul în care boala se va răspândi. Mă gândeam la Centrul Local de Combatere a Bolilor despre care am vorbit în toamna trecută. Centrul Local de Combatere a Bolilor se activează doar în momentul în care apare boala. Dar am luat un picuț înainte avem, și am zis că mai avem să ne un facem, subiect, o altă boală, așa numită sida cailor. Am văzut o declarație a șefului dumneavoastră că au apărut noi cazuri. Astea cât de periculoase sunt?
Ce e această anemie infecțioasă ecvină? Într-adevăr, și asta este o boală și bine să ne și recunoaștem și noi vina, cei care profesăm această meserie. Este o boală care a apărut și a fost diagnosticată undeva în jurul anilor 50. Boala se transmite tot așa, prin intermediul insectelor, dar hematofage, prin sânge, cum ar veni, de la un animal la altul. De-a lungul anilor, pentru că nu s-a cunoscut, pentru că nu s-a știut, și pot să o recunosc și mi-o și asum, medicul veterinar de-a lungul anilor a reușit să transmită această boală prin greșelile, probabil și de, să zic, de necunoaștere în momentul respectiv a modului de transmitere. Să transmită boala de la un cal altul, prin acțiunile care se făceau în țepăturile, cu același șac, cu... și asta a fost și la om, o grămadă de boli au fost transmise, tocmai prin necunoaștere. Această boală este una dintre bolile grave pentru că acționează într-adevăr, cum a spus, sida calului, ca și o boală care produce o imunodeficiență a calului. Nu apare simptomatologie, dar boala se transmite și duce tot așa la pierdere economice și la moarte, pentru că animalul la un moment dat devine slăbit, nu mai poate să-și facă menirea care o are el. În general, în România este folosit pentru muncă, foarte puțin pentru sport. Și duce la moartea animalelor. Printr-un program european de eradicare a acestei boli și la nivelul României au fost alocate fonduri pentru extragerea animalelor bolnave, ucidere și scoaterea din efectiv, rămânerea doar cu animale sănătoase. Pot să vă spun că această operațiune de asanare a bolii pe teritoriul României a început în anul 2010. Pe teritoriul județului, la acea dată, erau undeva aproximativ 14-15 mii de cai. S-a început cu un lot de 550 de cai aproximativ în anul 2010, care au fost identificați și care au fost scoși, iar din anul 2010, cazurile de reapariție s-au cam înjumătățit. Adică undeva prin 2011 au fost 250, în 2012 100, așa. Anul trecut au fost 14 animale care au fost examinate serologic, diagnosticate pozitiv și eliminate din efectivul de la nivelul județului Mureș. Ce discutam cu colegii dimineață, cam care mai e situația, au fost diagnosticate undeva până acum vreo 6 cazuri. Dar nu e mult? Sunt doar 3 luni trecute. Pentru că se fac sub formă de campanie. Deci asta este campania care se face, în care se face recoltarea la sânge pentru... Deci bun, se merge pe varianta și pe perspectiva de înjumătățire. Am înțeles, ați spomenit medicii veterinari că și din vina unora s-ar fi putut întâmpla. Nu mă luați, că asta e o chestie care vă fac ca și destăinuire și o recunosc. Și mai bine să o recunosc. Asta vă povesteam ca și istoric, începând anii 50, 60, 70, perioada respectivă. Eu vreau să vă leg de medicii veterinari 70, care și-au manifestat o nemulțumire în ultimele luni, da. Și e o nemulțumire legată de microciparea câinilor, în special în mediul rural. Oamenii au spus că e inadmisibil să li se ceară lor realizarea unui asemenea recensământ. Din mai multe puncte de vedere. Odată că nu pot să acopere întreaga suprafață, după aceea pentru că li se ar imputa lor eventualitatea unui eșec al microcipării. Care e poziția dumneavoastră ca medic specialist pe această temă? Cunosc subiectul foarte bine și să știți că și eu am o părere discutabilă. Tot am folosit termenul toată ziua astăzi. Ce se întâmplă? Din punct de vedere medical-veterinar, și discut ca medic veterinar, zic eu, cu o anumită conștiință și cu o anumită seriozitate, aici e vorba de turbare. Turbarea este o boală infectocontagioasă zoonotică, adică se transmite și la om. Specificul turbării, și de asta nici nu-mi permit nici să mă joc cu turbarea, este că odată instalată boala atât la om cât și la animal, duce 100% spre moarte. Deci nu avem este una dintre bolile incurabile. Omenirea în secolul 21 nu a găsit formula de tratare a turbării, a rabiei. Nici la om, nici la animale și nici la o altă specie care este receptivă la acest virus. De asta nu m-aș juca cu rabia. Ce pot să vă spun? Anul trecut, cred că prin luna ianuarie în 2014, apare ordinul ANSVSA numărul 1, prin care
se dispune obligativitatea microcipării, totuși identificării tuturor câinilor de pe teritoriul României. Na, discuțiile au fost probabil generate și de cazurile mult vehiculate în media legat de accidentele care se întâmplă cu câinii care mușcă, care, și acum cu regret spun, care au și ucis, urmărirea lor și identificarea lor, tragerea la răspundere a proprietarilor și așa mai departe. Acest ordin prevedea ca întreaga activitate de identificare să fie efectuată de Colegiul Medicilor Veterinari. Întâmplarea face că aceiași medici sunt și membri în Colegiul Medicilor Veterinari și cei care desfășoară activitățile în contract cu Direcția Sanitară Veterinară, adică cu activitatea concesionată pentru programele strategice. Zic că s-a greșit pentru că un studiu de impact asupra acestei măsuri trebuia să se facă în cadrul populației deținătoare de asemenea animale. Una e să poți să gândești asemenea măsuri în Dorobanți, pe Chiselev și pe aviatorilor și ce știu mai piața pies prese libere și pe unde mai sunt oameni cu bani. Și una este duși la Oz, la Gâmbuț, unde e Lelea Floarea, care săracă are doi câini sau trei câini care îi apără gospodăria și o apără și pe ea că e singură și n-are niciun ban și să-i impui 50-60 de lei pentru identificarea câinelui, pentru vaccinarea și pentru așa mai departe. Zic că aici a fost una dintre greșelile majore. Ce am făcut noi și ce am încercat noi să ne arătăm? Scurt, că trebuie să ieșim. Am încercat să identificăm toate animalele născute după data de martie 2014 și s-a început cu precădere vaccinarea acestora. De ce? Pentru că, fiind născute după martie, când s-a terminat cealaltă campanie, erau într-o fază de receptivitate mult mai mare pentru că nu erau imunizate. Producătorul vaccinului cu care au fost vaccinate animalele la sfârșitul 2013 și începutul 2014 a dat garanție de imunizare timp de 2 ani. Deci restul animalelor sunt încă sub protecție de imunizare. Pe toată perioada care urmează am decis că toate animalele vor fi vaccinate în continuare. Ce s-a pierdut și ce nu s-a înțeles? Decembrie, februarie a fost perioada în care statul subvenționa. Chiar dacă am ieșit deja din timpul de emisie, insist și în 20 de secunde, spuneți-mi care e mesajul către medicii veterinari, pentru că ei se plâng și că trebuie să desfășoare această activitate pentru câinii comunitari, nu doar în cazul câinilor cu stăpân. Nu, discutăm doar de câinii cu stăpân în această perioadă și este prioritar pentru noi să vaccinăm toți câinii din gospodărie. Cei comunitari au ieșit din... Acum, cei comunitari este o altă legislație care se ocupă unitățile administrativ-teritoriale de colectarea lor, de eradicarea, să zic, haitelor de câini. Dar medicii spuneau că tot ei trebuie să facă activitatea de microcipare. Ce-am transmis colegilor este continuarea activității de vaccinare a tuturor câinilor pentru că este prioritară combaterea rabiei și prevenirea apariției acestei boli. Să continue activitatea de vaccinare a tuturor câinilor, indiferent dacă să se facă identificarea și să se continue activitatea de vaccinare, chiar dacă din punct de vedere al subvenției care o dă statul, la sfârșitul lunii februarie s-a încheiat această etapă. Mulțumesc tare mult, domnule doctor. Și eu vă mulțumesc. Stimați telespectatori, punem punct aici ediției de astăzi. A fost doctorul Cristian Țucă, șeful biroului antifraudă din cadrul DSVSA Mureș, despre pericolele, nu doar din farfurie, din această perioadă și nu numai, din zona sanitar-veterinară. Ne revedem vineri, până atunci, mai bine!